Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De viacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 11 ianuarie, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea cuviosului părintelui nostru Teodosie, începătorul vieții de obște și dascălul pustiului. Cuviosul părintele nostru Teodosie era de fel din satul Mogarisos din Capadocia. Tatăl său se numea Proeresie și mama sa Evlogia și erau amândoi credincioși și cucernici. Teodosie a intrat în viața călugărească și, luând haina aceasta, a pornit spre Ierusalim când se adunase la Calcedon sinodul al IV-lea ecumenic în anii 451 și, trecând prin Antiohia, s-a dus la Marele Simeon Stâlpnicul, de la care a deprins înclinarea spre viața cea îmbunătățită și care i-a prorocit că va fi păstor peste multe oi cuvântătoare. Apoi a sihăstrit lângă un oarecare Longin, în jurul Ierusalimului. În urmă s-a dus într-un munte unde era o peșteră și acolo a petrecut viața aleasă, ajungând la atâta înfrânare încât timp de 50 de ani n-a gustat pâine, ci numai ierburi și roade de finic. Rugăciunea lui era neîncetată și lacrimile de pe obraz nu i se uscau niciodată. În jurul lui s-au strâns ucenici mulți, care îi ascultau povețele și îi urmau viața. A făcut și minuni
și făcându-se dascăl al multor ucenici, a adormit în Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teodosie cel din Antiohia. Acest cuvios părinte Teodosie este un alt sihastru care a avut ca patrie cetatea Antiohiei, era fiul unor părinți vestiți. Ascultând odată cu încordare glasul stăpânului, și-a lăsat casa, bogăția, rudenia și toate celelalte și s-a dus în niște locuri retrase care dădeau spre mare. Și făcându-și o chilie strâmtă, petrecea viață monahală îmbrăcat cu haină de păr. Sub haină purta lanțuri grele, unul la gât, altul la mijloc și câte unul la fiecare mână. Stăruind în rugăciune și în lucrul mâinilor sale, adormea dorința și trufia și celelalte patim trupești. Părul lui era bogat și lung până la picioare. Câteodată împletea coșuri, iar altădată își făcea de lucru în grădină, unde semăna semințe și aduna de acolo hrană din destul pentru el și pentru străinii ce întâmplător veneau la el. Vestea despre el ajungând până departe, mulți veneau la dânsul cerând să petreacă același fel de viață, așa că pustiul acela s-a schimbat într-o altă cetate cerească. Odată, năvălind acolo, agarenii nu l-au supărat cu nimic, ci, rușinându-se de acest fericit, s-au dus de acolo. Din pricina năvălirii agarenilor, fericitul, lăsând pustiul, a venit în patria sa și, făcându-și o chilie mică, săvârșea aici duhovnicească lucrare, căci zicea: deși s-au rușinat de noi agarenii, dar scris este pentru noi să nu dăm loc urgiei. Când Hristos a fugit de Irod, ne-a învățat să facem și noi așa, și învățătura avem să nu ne aruncăm singuri în ispite, iar patria noastră nu ne oprește de la lucrarea duhovnicească dacă voim să o săvârșim. După scurt timp s-a mutat către Domnul. Tot într-o această zi, soborul celor 10.000 de sfinți îngeri se săvârșește înăuntrul bisericii Sfintei Anastasia, cea din golful lui Domnin. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Ștefan cel din Plachidiane, a Sfântului Teodor și a Arhimandritului Agapie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mal, care bătut fiind s-a săvârșit, pomenirea cuviosului Vitalie, care în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Teodosie, egumenul Sfintei Mănăstiri a lui Filoteu din Muntele Athos, care a fost și episcop de Trapezunt și care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Zece porunci, Decalogul. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.